Salutare, jupânilor! Eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Farming Simulator 19, iar acesta este un nou episod din seria noastră de roleplay pe Dumești. Ei bine, jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe, pentru că foarte mulți dintre voi, cei care mi-au urmărit episoadele, nu sunteți abonați la acest minunat canal YouTube și, bineînțeles, nu uitați să lăsați un mare follow la pagina noastră de Instagram, pentru că mai avem un pic și ne strânge și acolo peste 1000 de jupâni, așa că haideți cu un mare follow și, bineînțeles, noi să trecem la episod. După cum puteți vedea, jupânilor, suntem la stână. Am încărcat aici în dubiță paleții de lână. Avem 4 paleți cu câte 4 saci de lână fiecare, din câte se vede. O să-l ducem în cursul zilei de azi sau cel târziu mâine dimineața la prima oră. Dar mai întâi astăzi vreau să mergem la strâns de balos, pentru că am câțiva balos pe care nu i-am mai strâns de pe câmp. Așa că haideți să ne urcăm în clasă, să băgăm în viteză și noi și să mergem direct la strângere de baloți, că mai avem vreo câțiva, dar deocamdată vreau să aduc în jur de câțiva baloți acum. Ia să vedem, să facem acum o altă schemă. Lăsăm aici tractorul și nici nu știu, să luăm în primul rând UTB-ul ăsta, să-l ducem puțin mai pe aici. Ia să lăsăm noi puțin mai pe aici ca să nu ne încurce, că vreau să iau și o remolcă de acolo. O să ducem vreo 3-4 baloți să vedem cât o să încapă în remorca asta. Ia să băgăm noi în viteză acum. Op, în marșalier de fapt, nu în viteză. Nici nu știu pe care să o iau, să vă zic sincer. Acum cred că o să o iau pe asta, dacă parcă... Op, parcă e mai încăpătoare, zic eu, nu? Atât, o lăsăm, ne dăm jos, cuplăm aici și haideți să mergem direct la treabă. Să mergem la adunat de baloți cu remorca asta românească. O să încapă vreo câțiva baloți pe aici, zic eu, fără probleme, adică, da. Și da, după dacă încadrăm în timp, mergem și la Nea Nelu să-i vindem baloții, paleții de lână și tot așa. Cred că o să ne încadrăm în de toate. Ia să vedem, ușor, ușor să o luăm pe aici. Nici nu știu pe unde să o iau, să vă zic sincer, să o iau pe aici prin față direct. Hai, acolo prin față, cred că pe aici ajungem mult mai repede decât când o luăm pe acolo, pe la pod, mai durează un pic și mai bine o luăm pe aici direct. Și așa e făcut un pic și drumul și nu mai bine. Chiar nu mai bine. Dacă o luăm pe aici. A, uitați ce merge clasă. Pornim și girofarurile, bineînțeles, la clas. A, uite. Altă treabă parcă cu clasul pe aici, nu? Sunt curios. Avem niște baloți de aia rotunzi, din câte știți. Am mai adunat eu acum ceva timp, dar nu pe toți. Și am mai rămas acolo. M-am luat cu treaba, am făcut alte treburi mai importante și uite că n-am mai apucat să ajung la baloți. Da, nu-i problemă, mergem acum și strângem să vedem cât putem, dacă nu venim și mâine. Și o să strângem noi, nu e asta o problemă. Ia uite că am ieșit direct pe aici, pe drum. O luăm frumos, ia uitați bucata noastră, cum ne așteaptă cu baloții. Op, acum să o luăm pe aici pe la dreapta și ia uitați bucata. Ne băgăm pe aici pe drumulețul ăsta pe care tot eu l-am făcut. Că era, am zis, bă, hai că fac un drumuleț, chiar dacă iau un pic din teren, măcar avem și noi un drum aici. Bun, acum uitați, avem câțiva baloți, într-adevăr. Dar o să vedem cât o să putem pune. Sunt de ăștia, sunt baloți destul de mari, oricum. De ăștia de 3-400 de kg. Ia să vedem, să luăm pe ăsta în primul rând, nu? Ia să vedem. Stai un pic că trebuie să luăm comanda bine de tot. Aici la... Cum... Stai că am și uitat cum îi strângeam, cum îi făceam, tot felul. Hai mă! Nu merge, nu... A, uite mă, am înțeles, gata. Deci pe aici, am găsit și manetele și tot. Ia să vedem noi, lăsăm așa, bam, strângem balotul, luăm și îl punem, nici nu știu cum să-l punem. Cred că o să-l punem în picioare ca să încapă mai multișor, zic eu, nu? Dacă îi punem în picioare, eu zic că o să încapă mai mulți. Așa că haideți că asta o să facem. Ia să vedem. Hop. Îl lăsăm, uitați, îl curbăm un pic așa de tot. Și un pic mai așa. Gata, ia uitați. Pac, l-am pus. Bun, odată. Haideți să mai mergem și să mai luăm și din partea asta la altă pe care să-l luăm. Nici nu știu, cred că o să luăm pe ăsta, dar să ne băgăm tot la fel.
Ne băgăm tot la fel, ia uitați. Desfacem astea cleștele și... Stai un pic. Atât și ne băgăm. Ia uitați, hai că l-am luat. Pac, l-am prins, l-am îmbrățișat și mergem să-l băgăm direct în remorcuță. Îl băgăm lângă celălalt, cred că o să încapă în jur de 3 baloți. Dacă e, o să mai punem unul deasupra, dar o să vedem noi cum o să ne încadrăm și noi cu baloții pe aici. Hop, bam, lăsăm frumos, stai un pic. Atâta, uite că l-am... Hai mă, tu nu vrei să stai aici? Hai că o să-l împingem noi la sfârșit, dacă nu mai încape unul. Și cred că o să mai punem unul deasupra, dacă e. Da, uite că o să-l luăm pe ăsta acum. Hai că cu clasul chiar facem repejur treabă, din câte se vede, pentru că ne mișcăm destul de repede, văd că. Hop, îl prindem, îl ridicăm și să-l punem și pe ăsta. Ia uitați. Ia uitați ce frumos facem noi treabă pe aici. O să băgăm și la arat pe aici, dar după ce o să strângem toți baloții. Că nu o să putem acum, vă dați seama. Ia să vedem, lăsăm jos asta, hop. Tot, hai încă un pic, încă un pic aici. Lăsăm bam, bam, jos. Și gata, uite că l-am pus și pe ăsta. Acum să-i aranjăm și noi un pic. Ia să vedem noi. Să-i, hop, hai măi. Atât, unul și-l punem și pe ăsta tot la fel. Să stea bine pe aici. De legat n-am cum să-i leg. Nu știu, să mai pun încă doi. Să nu cadă, încă unul măcar să mai pun. Ia să vedem. Dacă mai pun încă unul, o să mai rămână 2, 4, 6, 7 baloți și o să vin data viitoare cu remorca aia mai mare. Ia să vedem, lăsăm jos aici și ia că ne băgăm și pe aici să, hop, să luăm și pe ăsta. Dacă nu, o să luăm, o să mai luăm încă 2. Ia să vedem. Cred că o să facem în felul următor, o să mai luăm încă 2, să fie 3 cu 3. De remorca aici și da, o să ne încadrăm mult mai bine, zic eu așa. Să mai rămână încă... Cât o să mai rămână? Încă 2, 3, 4 baloți, nu? 4 sau 5? 5 o să mai rămână, cred că. Ia să vedem. Op. Punem așa și îl lăsăm aici, fix, exact paralel cu celălalt. Încă un pic mai în spate, de fapt, să nu... Aute. Hai că ei stau cât de cât binișor. Dacă nu, oricum o să-i mai aranjăm noi, nu o să fie vreo problemă. Ia să mai luăm încă unul de aici. Ia uite-l pe ăsta. Hop, frumușel, ne băgăm frumos așa cu cleștele. Hai că le mai am încă. Încă le mai am cu cleștele ăsta. Îl strângem, îl ridicăm și haide direct în remorcă cu el. Aude ce merge clasul ăsta. Chiar îmi place că se mișcă destul de repede. Chiar destul de repede se mișcă. Ia să vedem. Îl pune și pe ăsta tot la fel. Bam, 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 bam. Ia să vedem noi. Hop, încă un pic mai în față. Și, uite, facem și o poză frumușel. Îl lăsăm jos aici. Hai mă. Un pic, gata. Hai că îl lăsăm jos de tot. Ridicăm. Hai că am ridicat și asta. Și acum să-l împingem puțin pe ăsta mai... În spate cumva cu o idee. Hai că am putut noi cât de cât. Ca să încapă și celălalt. Că mai punem unul. De legat nu o să-i legăm că nu am cu ce. Nu am cu ce să-i leg. Și o să mergem mai ușurel și noi. Asta este. O să mergem mai ușurel. Dar o să fie treaba bună, zic eu. Ia să vedem noi. Hop. Lăsăm aici frumos. Ne băgăm și... Atât. Astăzi da, o să lucrăm cu baloții mai mult. Pentru că... Așa, am zis că astăzi o să fac o zi cu baloții. Pentru că trebuie să-i adun până la urmă, cât îi las și eu pe aici, nu? Trebuie să-i adun. Hop, ușor, ridicăm și... Ia să facem noi acum o schemă, uitați. Atâta, e la maxim, nu? Din câte se vede, e la maxim. Numai că nu l-am luat eu chiar atât de bine. Să vă zic sincer. Dar încerc să-l... Stai că-l dau mai încoa. Nu știu dacă o să stea. Nu stă. Eram sigur că nu stă. O să-l mai luăm încă o dată, o să ne încadrăm. Să-l mai punem o dată acolo. Că asta este, așa e la baloți. E mai greu că ai de lucrat cu multe manete ca la excavator. Dar asta este, ce să facem. Trebuie să-l punem. Ia să vedem cum ne încadrăm și noi aici să-l luăm. Lăsăm asta jos și hop. Hop. Atâta. Ia să vedem. Îl luăm, îl strângem, îl ridicăm și
Op, îl băgăm în viteză și acum să ne întoarcem. Bam. Gata. Op, îl lăsăm și acum ia să-l băgăm iarăși. Să vedem, de data asta parcă l-am luat cu o idee mai bine, nu? Parcă l-am luat mai bine, acum să nu ne băgăm chiar așa în celălalt. Bai, du-te că nu te cred. Fii atent, fii atent. Asta e a doua tură când îl pun și nu vrea. Hai de capul meu. Fii atent ce nervi îmi face, nervi îmi face că nu vrea să stea aici deloc. Dacă îl mai punem o dată, că deja dacă nici a treia oară nu merge pus, înseamnă că pur și simplu nu vrea, nu? Op, îl prindem bine, îl ridicăm și ia uite, că l-am pus așa până la urmă. Ia, acum ar trebui să stea neapărat, neapărat. Gata, atâta, bun, deja oricum mi-a dat bătăi de cap. Hai că i-am pus binișor, nu? Op, mai punem și noi cât de cât mai la perfecție, un pic să nu cadă. Atâta, și acum ne urcăm noi lejer în tractor. Strângem cleștele ăsta ca să nu ne încurce. Și acum să cuplăm remorca și să mergem direct la stână, nu? Oh, măi, ok. Hai că stau destul de bine, zic eu, nu? Și am plecat, mergem acum ușurel, nu-i dăm blană-blană tare, că dacă îi dăm blană-blană tare, s-ar putea să ne trezim fără niciun balot în remorcă, sau doar cu 3 baloți. Așa că mergem mai ușurel, remorca duce atâția baloți, văd că avem tone de baloți acum. Și da, merge fără probleme, văd că, dar o luăm și noi mai ușor, vă dați seama, mai ales în vale, mai ales pe acolo, trebuie să o luăm mult mai ușurel. Că, na, sunt instabil pentru că nu i-am legat, pur și simplu, dacă nu i-am legat, nu i-am legat. Op, să o luăm pe aici, nu? Ușor, ia să vedem, la podul ăsta cred că nu avem nevoie, nu? Op, oh, mamă, ușor trebuie să o luăm, tare de tot ușor, nu ca așa. Asta e, să vedem acum cum fac. Oh, stai așa că ăștia o să cadă pe o parte. Cel puțin ăla din spate, cred că o să cadă pe o parte dacă nu suntem mai atenți. Op, ușor. Aoleu, eram sigur că ăla o să cadă. Eram sigur doar. Dar asta este. Aute, mamă, și ăștia o să cadă, fii atent. Of. Ia să punem mai așa, să vedem dacă stă. Și asta tot la fel. Atâta. Da, și să vedem dacă îl putem ridica pe ăsta acum, dar nu cred. Op, să nu plece undeva, că dacă a plecat, gata. Op, și... Mamă, cât de greu e. Cât de greu mai e. Băi, băiatule, băi, dar ce e ăsta? Ești că am ridicat aici un vițel. Băi, ăsta a fost pus cel mai nasol, cred. Dar bine, la dâmbul ăla a fugit un pic, dar nu-i problemă. Am luat să o luăm și noi ușurel de tot, trebuie, nu? Că am zis că o iau ușurel, dar nu am luat-o chiar atât de ușor cum trebuia. Pe aici, în dealul ăsta, să vedem. Dacă au căzut aici, deja pot să zic că nu mai e. Ia ușor, ușor de tot, ca să nu-i zruncinăm deloc. Și ar trebui să urce clasul, nu? Fără probleme. Auleu, mamă, au căzut. N-am ce să le fac. Aici îi las, dar stai să nu cadă în râu, băi, să nu cadă în pârâul ăla. Ho, băi, ho, să nu te duci în pârâu, că dacă te-ai dus în pârâu te-am mâncat. Asta este, n-am cum să-i duc pe toți aici, mai ales în dealul ăsta, trebuia să o iau pe partea cealaltă. Trebuia să-mi iau și eu niște curele la mine, n-am știut, dar asta este, se mai întâmplă, îi ducem doar pe ăștia și o să vin eu ziua de azi să iau și pe ceilalți, că doar nu o să-i las acolo... căzuți în mijlocul drumului. Că mai trece o căruță, mai trece un alt tractor și nu am cum să-i las. Trebuia eu să iau numai 3, da? Sau să iau pe partea cealaltă. Da, asta este. Dacă așa a fost să fie, așa am venit și eu cu tractorul. Atâta. Să urcăm și noi dealul pe aici. Op. Da, păi cam atât a fost, jupânilor, și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mult jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Pe data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.